Să fii crescător de animale nu este o meserie deloc ușoară, înseamnă multă muncă, dedicare și mai ales pasiune pentru ceea ce faci. În Comuna Prunișor am întâlnit un mehedințean care, îmbinând toate astea, a reușit să creeze o afacere profitabilă de familie. A pornit de la o capră pe care a cumpărat-o și a ajuns ca acum să înregistreze și profit. Până aici însă drumul a fost lung și anevoios, dar cu voință orice se poate. Este vorba despre Cioca Adrian, care încă de la vârsta de 18 ani a rămas fără tată, a fost nevoit să se descurce. <fie> Cioc Adrian este din Comuna Pronișor, se ocupă cu creșterea animalelor de 12 ani, iar munca pe care o depune nu este deloc ușoară. Acesta mungește de dimineața până seara, fără a avea angajați stabili, căci forță de muncă în acest domeniu cu greu se găsește. Mehedințeanul ne-a spus că, pe lângă faptul că obține destul de greu banii din această afacere, îi mai sunt puse și bețe în roate, deoarece, în România, este preferată carnea ieftină și de import. Mă numesc Șoca Adrian și mă ocup cu capre de 12 ani. Muncim de dimineața și până seara. Și noi, din păcate, de multe ori nu avem unde să ne vândem marfa. Se duc majoritatea și cumpără de la marketuri din Severin că li se pare mult mai ieftin față de noi, de fermieri. Am 220 de capre, cu cu tot. Cât de dificil este să le întrețineți? De întreținut se țin și greu și ușor vara nu este muncă ca iarna. Iarna trebuie să le adunăm furaje, notreți, cumpărăm porumb, să le dăm, că dacă nu le dăm, se duc toate. Care este prețul unui kilogram? Prețul unui kilogram de, de Paști, noi am ținut la preț să vândem cu 30 de lei pe kilogram. Majoritatea zăuceau și la de marketuri că era mai ieftin, era mai scump, dar luau mai puțin, nu luau un ied întreg. Spuneți că oamenilor li se pare scump un chi, o, prețul da. unui kilogram, însă și costurile dumneavoastră Și sunt Costurile foarte mari. noastre sunt foarte mari. Când ziua de astăzi, ca să iei un, ciob, un om la animale să ducă cu ele, își cere 15-20 de milioane și, din păcate, nu poți să-i oferi acest salariu. Găsiți oameni să vină să muncească. Oameni mai rar. Dacă nu ești în familie, e foarte greu. Vreme de 12 ani, Cioc Adrian s-a zbătut să pună pe picioare o afacere de succes, bazându-se exclusiv pe calitatea produselor. Aici, caprele sunt crescute natural, iarba și fânul alcătuiesc majoritatea dietei pentru aceste animale. La vârsta de 18 ani m-am apucat de ciobănie. Ați dori să faceți ceva la dumneavoastră acasă? Da, am dorit să fac tot ce este aici, este cumpărat numai de pe urma lor. Eu n-am avut părinte, am avut de când mamă, tata mi-a murit și n-am avut ce să facem decât să iau drumul ăsta, să muncesc. Creșterea caprelor reprezintă o tradiție multiseculară, fiind activitatea de bază a unui însemnat număr de crescători de animale. De întreținut este și ușor, este și greu. Că vitile nu știu de sărbători, nu știu că trebuie să pleci, ele tot timpul trebuie să fi lângă ele. Vă descurcați, ce fac ele ziua, ce mănâncă? Ziua iasă la pășunat, acum apășună. ziua, venim, le aducem acasă, le băgăm la, la mulți, mulgem să facem și noi un ban, că de pe așa ceva trăim. Ăsta este sursa noastră de venit în casă. Iarna este mai dificil? Iarna este mai dificil cu ele. Cioc Adrian de și 15 capre carpatine, care se acomodează perfect în această zonă. De asemenea, Mehedințeanul ne spune că această rasă este și mai productivă. Avem o rasă de capre carpatin, care se acomodează la zona noastră, care este după zonă. Au nevoie de condiții mai speciale? Nu, nu, tot cum ar fi tot cale noastre ale românești. Cât exemplare aveți? Exemplare am acum la ora actuală, am scos 15. Da, sunt mai productive ca ale noastre. Cât luați de la o capră? Ca câți litri de lapte? Depinde de capră, că una dă 2 litri, una dă un litru jumate, una dă 1 un litru, în funcție de capră și de cum sunt păscute. Nu dați îngrășăminte, nu dați nimic. Nu dăm, nu, numai cu gunoiul de la ele. Cu gunoiul de la ele, ce fac ele, noi luăm, îl adunăm, îl depozităm și pe urmă îl împrăștiem pe, teren. pe terenul. Durata de viață a acestor animale este de 15-18 ani în funcție de cum este îngrijită. Este adevărat, viața economică a caprelor este puțin mai mică, are doar 80 ani. Una dintre caracteristicile principale ale acestui tip de animale este faptul că sunt adaptabile la multe clime și sunt rezistente la frig.